Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați venit la o nouă emisiune. Așa cum v-am promis, în Viață în Armonie, am onoarea să începem un nou proiect al unei emisiuni pe care cu siguranță dumneavoastră o așteptați de mult, pentru că chiar aveți nevoie de ea. Spun că aveți și nu mai am eu, pentru că eu nu mai am copii, dar cu siguranță am și eu de învățat foarte multe de aici. Așadar, să vi-l prezint, dacă mai are nevoie de prezentare, pe domnul Alexandru Antonie. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, iată că domnul Alexandru Antonie va fi, practic, tartorul acestei emisiuni, ca să spun așa, pentru că el este cel care o și proiectează, este ceea ce și-a dorit să expună telespectatorilor și, bineînțeles, să avem de învățat de aici. Emisiunea se numește Relații parentale sau Relații parentale. Lui place să spună în engleză și mie îmi place să spună în românește și l-a așteptat să spună pe el în engleză. Te rog. Emisiunea se numește Relații parentale și este, așa cum am discutat la ultima emisiune pe care am filmat-o împreună, este vorba despre relațiile dintre părinți și copii și modul în care copiii sunt influențați și care sunt dinamicile care există acolo, ce se întâmplă, cu alte cuvinte, tot ce înseamnă sau tot ce este de cunoscut despre parenting. Și este o emisiune care, la propunerea mea și acceptul vostru, ceea ce mă onorează. Și pe noi. Mulțumesc. Este o emisiune care o să dureze cu mai multe episoade, în care o să luăm parentingul de la bază, cu alte cuvinte o să discutăm despre dinamicile subtile în parenting, adică ce se întâmplă la bază, să înțelegem cum funcționează o relație la nivel profund între părinți și copii, după care să vedem care sunt bazele, fundamentele care creează tipurile de relații, vedem efectiv ce se întâmplă în cadrul subconștient al copilului, care sunt motoarele care cumva activează un anumit tip de comportament. Și pe baza acestor înțelegeri putem să construim un tip de relație prin care să ajungem să ne echilibrăm noi ca și copii și copiii noștri în relația cu noi ca și părinți. Și atunci e o viziune mai complexă, iar în episoadele care o să le avem, pentru că e un cadru mai lung, o să luăm pas cu pas fiecare etapă din tipul de relaționare, o să-l analizăm, o să venim cu exemple și o să avem și o parte de întrebări și răspunsuri, astfel încât să aducem claritate legat de orice aspect care ar fi care apare sau pe care telespectatorii o să-l aibă legat de tot ceea ce discutăm aici. Vedeți dumneavoastră, noi am făcut această emisiune acum, de sărbători, pentru că este darul nostru pentru dumneavoastră de Crăciun și pentru că întâi ne-am gândit la faptul că acum, de Crăciun, s-a născut Iisus. Și dacă este vorba de un copilaș, de ce să nu aducem în viața noastră cei mai frumos prin nașterea lui Iisus Hristos? De Crăciun, darul nostru către dumneavoastră. Alexandru, haideți să începem prin a spune de ce avem nevoie noi de aceste lucruri pe care trebuie să le cunoaștem. Da. În primul rând, ideea proiectului de parenting a apărut în momentul în care am început să lucrez cu clienții cu care lucrez, cu cei care au venit către mine ca să facilitez un proces de echilibrare, de vindecare a dinamicilor lor de viață și am realizat că la baza tuturor dinamicilor stau traumele. Și am descoperit, pe măsură ce am lucrat cu ei și studiind tot mai mult, mi-am dat seama că, de fapt, la baza sau perioada de formare a traumelor este perioada copilăriei. Și că, de fapt, ceea ce ne face să fim ceea ce suntem astăzi este foarte mult partea de traumă înscrisă în perioada copilăriei sau partea de formare care apare în prima fază a vieții. Ăsta e motivul pentru care suntem ceea ce am fost cumva programat să fim și ne manifestăm conform unor tipare care există în structurile noastre de câmp, la nivel subconștient. Și pentru că există aceste tipare în interiorul nostru, avem tendința să le repetăm sau pur și simplu să le ducem mai departe sau pur și simplu să le aplicăm în orice tip de relație pe care o avem. Asta e motivul pentru care orice tip de relație interumană, socială, relație de cuplu, relație pe care o ai cu partenerii, cu prieteni, cu relație de business, orice fel de relație socială,
și nu numai sociale, relația pe care o ai cu tine, relația pe care o ai cu ceilalți, relația pe care o ai cu tot ce înseamnă spațiul de creație sau cu Dumnezeu, vine din și derivă din modul în care ești, în care te poziționezi în primii ani de viață. Ăsta e motivul pentru care, din perspectiva mea, este cel mai relevant program care există în dezvoltarea noastră personală. Și din perspectiva mea, ăsta e un program pe care toată lumea ar trebui să-l cunoască. Asta e motivul pentru care personal consider că sunt niște dinamici sau sunt niște perspective, sunt niște tehnici pe care toată lumea ar trebui, din perspectiva mea, să le știe, și zic că trebuie pentru că văd nevoia la nivel de diferențiere comportamentală. Și am realizat că oamenii care au ajuns la mine în programele de formare sau oamenii care au ajuns la mine în partea de tabere s-au schimbat major în momentul în care au abordat partea aceasta de parenting. Și atunci, plecând de la această perspectivă a faptului că transformarea cea mai profundă îți apare în momentul în care conștientizezi zonele inițiale sau momentele în care ai înscris primele traume sau primele conștientizări pe care le ai în raport cu realitatea, în momentul în care conștientizești, te duci acolo și le vindeci, totul se schimbă în viața ta. Ăsta e motivul pentru care a și plecat acest program și l-am definit ca atare și îl dăruim tuturor, pentru că din perspectiva mea, nu e un program care ne aparține nouă, ne aparține tuturor, și este un program care poate să se dezvolte și fiecare poate să aducă contribuția. Și dacă o să fie mai mulți care o să facă acest gest minunat, să dăruiască cât mai mult din viziunea lor câștigată în relația cu părinții, cu copiii, cu toții vom avea de conștientizat mai mult și să ne deschidem la nivel social extrem de mult. Adică, cu alte cuvinte, să ne vindecăm la nivel social. Am observat un lucru și de ce să nu recunosc că e vorba chiar de mine. Întotdeauna m-am pus pe mine cea care a fost dat de exemplu, pentru că cel mai bun exemplu este cel personal. Mi-e foarte greu să mă duc în copilărie și să ating acele traume pe care le-am trăit. Mi-e foarte greu să-mi aduc aminte de lucruri care m-au durut. Și atunci întreb, dacă ne este greu, cu ceea ce vii tu acum ne va ajuta și ne va fi mai ușor să abordăm acele sechele, acele traume, acele probleme care le-am avut și ne creează în continuare de-a lungul vieții, în cursul vieții, în măsura în care ajungem fiecare la câte o vârstă. La unii se manifestă mai devreme, la alții mai târziu acestea. Da, modul în care e structurat programul, și o să vedeți pe măsură ce o să-l parcurgem, pentru că fiecare video să fie construit pe videoul anterior. Ăsta e motivul pentru care recomand celor care îl urmăresc să parcurgă video cu video. Cap-coadă, adică să înceapă de la începutul și să meargă ulterior către ce interesează. De ce? Pentru că fiecare explicație pe care o dau ulterior este bazată pe niște seturi de informații care vin din spate. Tot acest format o să fie, o să avem și în parte de exerciții, pur și simplu este sub forma de, ca un fel de teaching, dar nu este neapărat teaching, cât luăm informații, le explicăm. Pe lângă asta o să avem tot felul de exerciții pe care eu le recomand să le facă fiecare. Chiar o să dau formatul lor, sunt formate pe care eu deja le folosesc și care au rezultate foarte ample și pe care, dacă le aplică, este acolo vor ajunge. Știu că în lucru cu clientul, în momentul în care îl pui pe un client sau îi recomand să se conecteze la un anumit moment din viața lui, primul lucru pe care îl va face este să respingă acel moment. De ce? Pentru că în măsura în care ai trăit un moment traumatic, o durere, o suferință, o lipsă, o deprivare, orice este înscris acolo, primul lucru pe care vei simți să-l faci când ți se cere să mergi în acel moment în care ai suferit, primul lucru va fi să împingi acel eveniment în subconștientul tău. Ăsta e motivul pentru care informația o structurăm sub formă de straturi, strat peste strat, peste strat, peste strat, și fiecare strat în parte creează o anumită perspectivă, și ca să ai acces la o anumită informație, de exemplu, să zicem, mai construi câteva straturi, ai undeva, să zicem, ce vârstă? O vârstă... 30 și ceva de ani. Ai ajuns la 30 de ani, momentul zero al vieții tale, adică momentul în care spermatozoidul și ovulul s-au întâlnit, este undeva la bază, și 30 de ani reprezintă un cumul de informații, de informații care a fost structurată pe paliere emoționale și care a fost înregistrată acolo în subconștientul tău, și ca să accesezi din momentul ăsta, momentul prezentului corpului fizic, un moment unde se află o traumă, de exemplu la 2 ani, 3 ani, 4 ani, e nevoie să creezi o legătură între conștient și subconștient. Ei, pentru că nu suntem antrenați să facem asta, pentru că nimeni acasă nu ne învață să
părinții noștri nu ne învață cum să ne conectăm la subconștient, că ei nu știu să facă asta sau de obicei ei fug de conectarea cu subconștientul, că acolo este o suferință, e durere, sunt lipsuri și tot felul. Nu avem acest antrenament și pentru că nu-l avem, primul lucru pe care vom simți să-l facem este ceea ce ne este legat de emoția care este acolo. Dacă e emoție fericită, tendința este să te duci. Dacă e emoție care este nefericită sau dureroasă, o dai la spate. O dai la spate, te detașezi și cumva zici, nu pot să-mi aduc aminte. Și atunci, cu altă formă, încep să filtrezi realitatea și creăm o altă realitate prin care interacționăm cu ceilalți. Ăsta e motivul pentru care relațiile interumane care există în momentul de față sunt foarte mult filtrate. Nu ne uităm la detalii, nu ne uităm la aspecte care sunt relevante în dezvoltarea noastră, nu ne uităm la noi și tot ceea ce vedem este strict legat, de fapt, strict ce a rămas după ce ai pus acele filtre pe care sunt filtre emoționale, care cumva te ajută să supraviețuiești într-un mediu considerat ostil. Este adevărat că în momentul în care cunoaștem o persoană, facem în așa fel încât să-i căutăm defectele în funcție de noi? Primul lucru pe care vom face, vom utiliza toate acele informații care sunt în câmpul nostru, care să ne protejeze să mai mergem încă o dată într-o traumă. Și, de exemplu, dacă ai trăit o traumă asociativă cu un comportament și vine o persoană care își manifestă comportamentul respectiv, în momentul 2, creierul nostru va face legătura cu acel aspect din subconștient și îți va spune, nu te apropia de acea persoană pentru că s-ar putea să suferi. Adică a asociat comportamentul cu experiența anterioară, cu o stare pe care a trăit-o și în momentul acela, în acel moment, suntem selectivi și vom face ceea ce simțim să facem, adică să respingem acea persoană. Nu este neapărat nu este un act conștient, este un act care se bazează pe inconștient sau pe subconștient. Ce pot să spun asta ca o premisă de la tot ce o să construim de acum înainte, este că oamenii, în general, funcționează cam pe 5-7% din tot ceea ce au. 5-7% este partea de conștiență. 5-7% partea de conștiență este cât conștientizăm din tot ceea ce ne înconjoară. Cu alte cuvinte, și nu vorbim doar de partea reală asociată cu percepțiile noastre din planul fizic, vorbim de toate palierele de percepție care se află și pe alte planuri. Cu cât lucrăm mai mult cu subconștientul, care este spațiul nostru de legătură cu partea noastră divină, cu atât putem să aducem pe conștient mai multe informații, cu alte cuvinte, gradul de conștiență crește. Și cu cât gradul de conștiență crește, îți dai seama de cât de multă păcăleală este în jurul tău, în care tu stai, pe care tu o crezi și pe care tu o respecti ulterior ca să poți să stai în adevărul pe care ți l-ai creat. Cineva mi-ar putea întreba la un moment dat, de ce ar trebui să mă chinu eu să fac, să mă duc în trecut și să văd, să scot de acolo, la ce îmi folosește mie chestia asta, când mi-e foarte bine așa cum este? Păi dacă ți este bine așa cum este, nu o să schimbi niciodată nimic, indiferent câte informații ai. Și asta este premisa schimbării. Un om care este mulțumit de locul în care stă, nu o să schimbe absolut nimic. Un om care este nemulțumit de locul în care se află sau de rezultatele pe care le trăiește în viața lui, este singura persoană care caută cu adevărat să se schimbe. Ăsta e motivul pentru care ajung la mine persoane care sunt nemulțumite și nu schimbă nimic. Atenție, când nu schimb nimic, înseamnă că nu e suficient de nemulțumit. De aia se zice că până nu ajungi în fundul gropii, n-o să cauți să-ți câștigi nici libertatea, nici să transformi ceva din viața ta, pentru că încă n-ai ajuns să-ți dorești altceva. Ăsta e motivul pentru care nimic nu se schimbă. Așa că cei care vor beneficia de aceste programe sunt cei care cumva aleg să schimbe ceva. Pentru că dacă tu nu alegi să schimbi nimic, orice informație care vine către tine și care cumva ar predispune o schimbare, o vei respinge sau pur și simplu o vei filtra și trece pe lângă urechea ta și nu înțelegi nimica. Oricum n-ai auzit nimica. De ce? Pentru că dacă ai fi auzit-o, ai fi înțeles-o și ceva s-ar fi schimbat în interiorul tău și dacă asta te-ar fi mutat pe tine din poziția confortabilă în care stai și nu o să o auzi oricum. Corect, atunci să-i dăm drum. Eu sunt elevul, tu ești profesorul. Deci... Da, nu e neapărat postura asta, pentru că toți suntem elevi și profesori, cu alte cuvinte învățăm de la toți, pentru că cu toții suntem într-un spațiu de oglinzi. În momentul în care vorbim de parenting, realizăm faptul că există o anumită dimensionalitate de mișcare și de manifestare. Înțelegem faptul că fiecare persoană, fiecare copil are în interiorul lui un univers întreg, adică fiecare persoană care există are în interiorul lui tot ceea ce există, adică toată creația. Și în momentul în care o persoană care este copil sau care este părinte versus un copil, are în interiorul lui toată creația. Și de aici plecăm și de aici o să construim tot ce avem de construit. Când vorbim de partea de parenting,
Parentingul sau relațiile parentale, cum parentingul este o denumire mai... mai englezească. Mai englezească, mai recentă. De ce nu-mi place mie să rostez? Ne-am dus prea mult, iartă-mă că te întrerup, în partea asta cu englezisme, cu, știu eu, împrumutând cuvinte din altă limbă, când le avem noi pe ale noastre. Și sunt, se uită oameni la televizor care nu neapărat știu limba engleză. Și atunci să vorbim pe înțelesul tuturor. Da, o să vorbim și pe un format clasic, vorbim și pe un format mai nou. Relațiile de parentale sau parenting-ul, cum este numit mai nou, reprezintă totalitatea relațiilor pe care poate să le aibă un copil cu orice cu un părinte, care poate să fie părinte biologic sau orice părinte surogat. Putem să-l numim surogat pentru că este o persoană care înlocuiește temporar părintele în relația cu copilul. Cu alte cuvinte, în primii ani de viață cât copilul se formează, orice prezență care intră în contact cu copilul, orice prezență care intră în contact cu copilul și joacă rolul de părinte în relația cu copilul, chiar pentru 5 minute, pentru 10 minute, pentru 20 de minute, se numește părinte. Da? Pentru că este un locuitor temporar al părintelor biologic. Din această categorie fac parte bunicii, da? Adică bunicii din partea mamei, bunicii din partea tatălui, frați, surori, mamă, frați, surori, tată, pot să fie verișorii, pot să fie o persoană care are grijă de copil, respectiv o bonă sau altă persoană care se ocupă de creșterea lui, un învățător, un profesor, da? Deci în primii ani de viață poate să fie persoana care stă foarte mult în relația cu copilul. Ulterior, o altă prezență care stă în relația cu copilul poate să fie învățătoarea, învățătorul, poate să fie educatoarea, educatorul, ulterior profesorii care sunt părinți puși în postura, sunt părinți surogat care stau în relația cu copilul. Cu alte cuvinte, în momentul în care părintele biologic pleacă din relația cu copilul, din perspectiva mea este nevoie să se gândească foarte bine părintele cu cine lasă pe copil. De ce? Pentru că a înlocui prezența părintelui, care este o prezență care aduce în relația cu copilul multă iubire, multă acceptare și în același timp și multă ghidare legată de viața copilului și lasă creșterea sau atribuie această responsabilitate în brațele cuiva, dacă acea persoană contribuie într-un mod negativ la dezvoltarea copilului, pur și simplu copilul tău ajunge să fie dezechilibrat emoțional. Pentru că copilul nu face altceva decât se echilibrează și se formatează și se poziționează în funcție de cine îl oglindește. Și cine îl oglindește? Păi cel cu care creează raportul, adică persoana cu care are grijă de el, tutorele care îl însoțește. Ăsta e motivul pentru care dacă tu ca și părinte îți lași copilul în relația cu bunicii, adică cu părinții tăi, iar părinții cumva sau bunicii sunt cumva nu se poziționează în raport cu copilul într-o poziție care să-i aducă echilibru copilului, e foarte probabil să-l dezechilibreze. Ăsta e motivul pentru care există atât de multe dezechilibre în rândul copiilor, pentru că creează niște raporturi de echilibrare cu persoane care nu sunt echilibrate sau care au dezechilibre emoționale sau care cumva prin prezența lor, în loc să ajute la creștere, de fapt îl blochează pe copil, îi reduc capacitatea de manifestare, de gestiune a timpului, de gestiunea emoțiilor, de gestiunea a spațiului mental. Și se văd aceste rezultate în rândul foarte mult în zona de grădinițe, în care copiii pur și simplu nu simt nevoia să se mai ducă, pur și simplu nu simt să meargă acolo. Da? Și dacă copilul tău nu simte să meargă la o grădiniță sau nu simt să creează un raport cu cineva, vrei să lași copilul în relația cu cineva și pur și simplu copilul fuge de acolo, este pentru că la nivel subconștient copilul înțelege că de fapt nu îi face bine. Și dacă copilul cere să se ducă acolo, în relația cu acel părinte surogat, este pentru că îi face bine sau doi, pentru că primește foarte mult spațiu. De multe ori spațiul este bun, dar de multe ori spațiul poate să fie o formă de piedică în dezvoltarea lui emoțională. Și atunci, în calitate de părinte, avem nevoie să ne gândim foarte bine cu cine lași copilul. Da? Copilul, pentru că el este extensia ta și în momentul în care îl lași în relație cu cineva, dacă persoana respectivă nu este într-o poziție de iubire, de acceptare și pur și simplu nu îl ajută pe copil să-și creioneze un cadru echilibrat emoțional, interior, ajunge copilul ca mai târziu să manifeste niște trăsături pe care tu ca părinte nu știi să le definești.
pe măsură ce lucrezi cu acel copil, care mai târziu a devenit adult, adică lucrezi cu adultul care a fost odată copil, îți dai seama că, de fapt, multe din dezechilibrele care au apărut acolo pot să vină dintr-o relație cu vreun profesor care i-a terorizat pe copii, cu vreun educatoare care pur și simplu te-a pus la colț fără să fie justificat. Și toate aceste trăiri emoționale care sunt acolo rămân ca amprente, ca marcări în timp și spațiu, la nivel subconștient, și care joacă un rol activ în ceea ce copilul va deveni, adică adultul de mâine. Ce ne facem cu părinții care sunt plecați în străinătate și copiii au rămas în grija bunicilor sau a terțe persoane, pentru că aici este un exemplu foarte larg, cu o vastă plajă de existență, și sunt foarte mari probleme vis-a-vis de acești copii care cresc fără părinților. Păi, în primul rând, un copil care este lăsat în spate, ca să zic așa, în termeni sociali, că așa se consideră că sunt lăsați în spate, perspectiva părintelui este că îl lasă pe o zonă de siguranță și că cumva el poate să crească într-un mediu mai sigur și că poate să-i asigure tot ce are nevoie din punct de vedere material. Perspectiva părintelui este una coerentă și clară în modul în care o vede, pentru că primează foarte mult nevoile materiale sau acoperirea nevoilor materiale. În același timp, copilul, ceea ce primează la un copil este nevoia emoțională. Cu alte cuvinte, să creeze un raport. Dacă părintele poate să acopere și această nevoie emoțională a copilului, este minunat. Adică măcar la o anumită perioadă de timp să vină și să creeze un raport cu copilul, sau să aplice o altă formă prin care poți să-l faci pe copil să simtă prezența ta, este să folosească acea tehnică de meditație pe care oricum o să vorbim despre ea, pe care o recomand oricărui părinte să lucreze cu copilul, pentru că, atenție, raportul emoțional nu se creează la nivelul planului fizic, iar un copil care simte la nivel sufletesc că părintele este în relație cu el, chiar dacă lipsește la nivel fizic, impactul pe care îl are lipsa părintelui temporară nu este atât de mare precum la în cazul unor copii care lipsește părintele și la nivel fizic, dar la nivel emoțional, și la nivel emoțional nu și-au creat niciun raport cu copilul. Chiar dacă lipsești din relația cu copilul la nivel fizic și ești plecat mai departe, faptul că întreții o relație de coeziune la nivel de câmpuri sufletești cu copilul tău, copilul are sentimentul că ești acolo, nu e ca și cum lipsești. Sau chiar dacă lipsești, nu este acea lipsă profundă. Când părinții lipsesc și la nivelul sufletesc, dar și la nivel fizic, pentru că sunt plecați și sunt preocupați foarte mult de ceea ce fac acolo, copilul înregistrează o lipsă, o lipsă de prezență, o lipsă de atenție, o lipsă de validare, care poate să ducă mai târziu într-o lipsă de valoare profundă. Adică mai târziu au sentimentul, pot să meargă într-o postură în care pur și simplu să nu-și vadă valoarea, pot să meargă într-o lipsă de manifestare, sau pot să meargă pe partea de rebeliune, în care pur și simplu să pedepsească și să nu tolereze nimic din partea nimănui, și ajung să fie ei la rândul lor niște tartori, care pur și simplu creează un dezechilibru. Așa că pot să apară multe, multe dinamici pe partea asta. Relevant este cum e structurat copilul, care este modelul lui intern, pentru că sunt copii sensibili, dar sunt și copii cu o mare autoritate internă. Copiii sensibili au tendința să fugă în interior, să se victimizeze, să pedepsească și să se transforme într-un fel de... să-și creeze o închisoare internă, pe când cei care sunt mult autoritari, cu o tendință foarte mare de expansiune, de explorare, vor avea tendința să meargă foarte mult în afară și să-și caute acel cămin pe care nu l-au găsit. Așa că și într-un fel și într-altul, ceea ce se va întâmpla, copilul va călători fie către interior și își va crea o lume a sa personală în interior și va trăi în spațiu interior, se numesc copii intern, da? Adică ca și la oameni intern, sau va căuta foarte mult în afară și se va deschide foarte mult către exterior, pentru că în interior este suferința lipsei părintelui și va deveni foarte mult extern. Cu alte cuvinte, își va petrece timpul foarte mult în relațiile cu ceilalți. Da? Și atunci se văd acolo cele două tipuri de comportamente. Înțelegând tipurile de comportamente, adică înțelegând ce fel de copil ai, poți să înțelegi care e mecanismul lui de a rezolva situațiile. Dacă este extern, fuge de, și atunci caută să rezolve în afară, prin simplu fapt că ori pasează altuia responsabilitatea rezolvării situației, sau fuge în interior, cu alte cuvinte, se va închide într-o cușcă și va ieși de acolo doar în momentul în care va găsi soluția și va lăsa pe foarte puțină lume ca să vină către el. Iar momentul în care se va deschide este momentul în care o să aibă sentimentul fie că a stat prea mult singur sau pentru că are încredere în mediul extern.
și atunci se deschide și acordă încredere și ușor, ușor creează o punte de legătură între interior și exterior. E îmbrăcat frumos tot ceea ce spui tu, pentru că ar fi bine să fie așa, doar două lucruri, ori așa, ori albă, ori neagră, dar sunt de foarte multe ori și alte culori care se... Cele două pe care le-am prezentat sunt cei doi poli, pentru că noi în general funcționăm în poli, avem două tendințe, fie să fugim în interior, fie să fugim în afară. Funcție de tipul de comportament sau funcție de predispoziția pe care o ai la nivel de câmp, la nivel de suflet, la nivel de subconștient, te vei manifesta într-un fel sau altfel. Să nu uităm un lucru. Orice se întâmplă, și de aici pleacă tot ce înseamnă, tot ce o să vorbim despre parenting, și asta este baza în tot ceea ce o să construim de acum înainte, tot ceea ce se întâmplă în relația de familie sau tot ceea ce se întâmplă copilului este pentru că așa era nevoie pentru sufletul lui. Și de aici plecăm. Așa că dacă întâmpinăm situații în care copilul suferă, este pentru că asta este nevoie ca la nivel de suflet de familie să se producă acea vindecare. Eu lucrez foarte mult și e o bucurie penru mine să lucrez pe vindecări transgeneraționale și văd care sunt vindecările sau ce se întâmplă ca dinamici transgenerațional, dar și intergenerațional, și atunci realizăm faptul că nimic din viața ta nu este lăsat acolo la întâmplare și că tot ce se întâmplă în viața ta are un punct de plecare și are un sens. Nu poți să-i dai tu sensul pentru că te uiți în micro. Dacă te uiți în macro, te uiți la nivelul vieții extinse sau la legătura dintre vieți sau la vindecarea la nivel de familie, tot ceea ce ți se întâmplă sau tot ceea ce se întâmplă copilului are perfect sens. Dacă vorbim la nivel de valoare pe care copilul sau la nivelul dezvoltării lui la nivel de sufletesc, o viață petrecută în tristețe poate să compenseze foarte mult sau în lipsă, poate să fie ca rezultat al unei vieți sau unei predispoziții din linia de familie care ține de foarte mult ego la înaintaș. Și atunci el are nevoie să-și reducă nivelul de ego ca să poată să-și... Adică îi se taie ego-ul familiei prin copil. Asta e motivul pentru care copilul este ca un fel de braț înainte al familiei, care pleacă înainte și trăiește tot ceea ce familia nu vrea să accepte. Și despre asta o să vorbim. În momentul de față, programele de parenting, ce am studiat la noi în țară, sunt foarte mult axate pe a da soluții și pe a da modele cum să lucrezi cu copilul tău astfel încât să, și îți spune dacă atunci, ca și cum ai o trusă de unelte care o folosești, dacă e situația asta, atunci. Din perspectiva mea, a folosi o trusă de unelte este absolut magistral și este minunat să avem truse de unelte și o să abordăm aceste truse de unelte și o să le primească telespectatorii cu totul, de la A la Z, absolut totul. Ce poți să faci în toate situațiile și o să luăm pe grupe de vârste, care sunt probleme care apar, ce poți să faci în anumite perspective, dar vom corela foarte mult cu ce? Cu elementul de bază, predispoziția la nivel sufletesc. De ce? Pentru că a utiliza o trusă de unelte, da? Adică poți să folosești niște tehnici în lucru cu copilul, în condițiile în care nu știi care este predispoziția lui, nu știi care este dinamica lui, este ca și cum vrei să folosești o cheie rapidă pe un șurub care, pe un șurub care de fapt are nevoie să fie strâns foarte încet, că altfel crapă. Da? E ca și cum ai vrea să obții niște rezultate aplicând o tehnică, dar nu înțelegi de fapt ce îți transmite copilul. Atenție, copilul, modul lui de comportament și tot ceea ce face copilul este de fapt un semnal la nivel de subconștient pentru părinte. Și atunci, în momentul în care tu vrei să-i blochezi sau să redirigezi acel comportament către altceva, pierzi mesajul. Problema nu este comportamentul lui, ci el este mesajul. El este mesagerul, este ca și cum Dumnezeu ți-a trimis un mesager în care să-ți spună, vezi tu ca și părinte sau vezi tu ca și familie că există o dinamică acolo care nu este ok. În momentul în care tu vrei să corectezi acea dinamică la copil, de fapt, tu îl aduci pe copil să se repoziționeze, dar nu conștientizezi faptul că copilul ți-a trimis un mesaj. Dacă copilul este, de exemplu, foarte lax și foarte împrăștiat, este pentru că la nivel subconștient, tu ești foarte lax și super împrăștiat. Dacă copilul este foarte agresiv și foarte punitiv, este pentru că tu ești agresiv și foarte punitiv. Bun, și cum ajungem să modificăm ceea ce este în subconștient? Pentru că acolo este bubuța. Noi le știm ce sunt conștiente, dar ce sunt în subconștient nu avem cum să schimbăm. Sunt de acord. Asta este viziunea de bază pe care ne bazăm cu toții și avem sentimentul că este un destin implacabil. Ce pot să zic eu este că putem să schimbăm totul, indiferent de vârstă.
Da? Și pe asta se bazează toate programele pe care lucrez eu. Și atunci, în primul rând, relațiile parentale sunt acele relații construite între părinți și copii. Doi, atenție, copilul, modul lui de comportament este, să fac o mică paralelă, se spune că oamenii în general primesc boli de la Dumnezeu cu scopul de a învăța niște lucruri despre ei. Cu alte cuvinte, au un comportament emoțional agresiv față de ei sau față de ceilalți, pe anul de creație față de Dumnezeu, și în momentul acela, această agresivitate sau formă de poziționare care este în afara legii iubirii, în raport cu tot ceea ce este, creează o boală în tine. Da? Și se spune că boala este semnalul că este un dezechilibru emoțional în tine. Se spune asta, da? Așa este și cu copilul. Sunt două tipuri de somatizări. Somatizări interne, dar și somatizări externe. Da? În momentul în care un om are nevoie să învețe ceva, învață din două canale diferite. O parte, pe de o parte, învață prin ceea ce este proiectat pe corpul lui fizic, adică toată durerea și suferința care se manifestă prin el, și doi, mai învață prin somatizare externă, adică toată agresivitatea sau toate modalitățile de comportament îndreptate către el, venite din exterior. Când vorbim de relații parentale, orice formă de agresiune a unui copil față de tine este, de fapt, o formă de agresiune pe care tu o ai fie față de el, fie o formă de agresiune în raport cu un feminin sau un masculin considerat. Dacă, de exemplu, vine, tu ești feminin și vine copilul și te lovește și copilul tău este un masculin, adică partea opusă, poate să fie foarte probabil că orică partenerul te iubește, te lovește, fie că partenerul te iubește, iar și pentru că scoate la suprafață partea masculină care a fost agresată, asta înseamnă că la nivel subconștient, pe linia de familie, este foarte probabil ca cei din linia ta de familie, ca și prezență, au lovit partea masculină. Și partea masculină vine să închidă o dramă emoțională. Pentru că nu înțelege aceste lucruri care sunt de fapt echilibrări de câmp. Tu ai tendința să-l corectezi pe copil, care copilul îți arată că există o agresivitate subconștientă. Și această agresivitate subconștientă care este proiectată tot împotriva ta, sublinează faptul că de fapt actul de agresiune vine prin linia ta, că dacă nu se manifesta asupra partenerului. Și o să vedeți că există în cadre de familie în care copilul, în raport cu un părinte, sunt foarte ok, pentru că n-au niciun element de agresivitate acolo, în raport cu, sau pur și simplu nu se manifestă agresivitate pe linia respectivă, și în raport cu cealaltă linie sunt foarte haotici, sunt foarte independenți, lovesc, strică în prezența unuia cu care creează un echilibru, n-au nicio problemă și se comportă normal, iar normal din punct de vedere al relaționării, în raportul cu celălalt, pur și simplu distrug tot în jurul lor. Și spui întrebarea, care e motivul pentru care se întâmplă asta? Simplu, fiecare copil, pentru că reprezintă oglindirea subconștientului ambelor părinți, va funcționa și va oglindi diferențiat pe fiecare în parte. Când se află cu un părinte care reprezintă parte din subconștient care este echilibrat în copil, se va comporta într-un mod echilibrat. Când va merge în relația cu celălalt, va manifesta acele comportamente prin care va sublinea ce? Că există un dezechilibru la nivel subconștient. Și de aici pleacă totul. A te apuca să-i dai copilului tău tot felul de pastile, să faci tot felul de tehnici cu el, fără să înțelegi că de fapt e un mesaj pentru tine, înseamnă efectiv să pierzi din vedere mesajul. Și cel mai frumos mesaj îl dă un copil prin modul lui de comportament. Dacă copilul vine către tine și te iubește și își manifestă iubirea, înseamnă că este cadrul pe care tu îl oferi, spațiul pe care tu îl oferi, este unul de iubire. Dacă copilul vine către tine și își manifestă agresivitatea, înseamnă că acea agresivitate internă din tine se manifestă prin el și atunci conștientizezi, da, am un nivel de agresivitate internă și un mesager. Da? A pierde mesajul înseamnă să pierzi, de fapt, ce este valoros în această relație pe care o ai cu copilul. Și atunci, plecând de la această premisă, tot ce înseamnă parenting-ul se schimbă. De ce? Pentru că nu căutăm să-l reparăm pe copil ca și cum ar fi stricat. Copilul nu este stricat, copilul este doar o expresie a subconștientului nostru, ca și părinți. Și în momentul în care subconștientul meu vorbește prin copil, dacă sunt atent la ceea ce îmi spune subconștientul, înțeleg faptul că subconștientul meu e mulțumit sau nemulțumit. Cu alte cuvinte, toate straturile pe care le-am înscris de-a lungul vieții mele și plus transgenerațional tot ce s-a întâmplat în spate, capătă o gură prin copilul meu. Așa cum vorbește prin gura mea în raport cu părinții mei, așa vorbește prin copilul meu în raport cu mine. Și atunci, fiecare la rândul nostru suntem gura subconștientului familiei. Și nu facem altceva decât să lucrăm sau să jucăm roluri diferite în relațiile pe care le avem. Foarte interesant ce spui.
Mă întreb cât de ușor pot fi puse și în practică lucrurile astea. Bineînțeles că atâta timp cât ne-ai pregătit o schemă de lucru, cu siguranță vom vedea de unde începem și cum se va finaliza toată povestea asta. Sincer, vreau să te întreb un lucru. De câteva ori am vrut să-ți pun întrebarea asta. Începând de la ce vârstă pot fi copii, se poate lucra cu copilul, de la ce vârstă? Pentru că ce este aici este un program. Copiii sunt, mă rog, receptivi la o anumită vârstă. Nu știu dacă sub 2 ani poți să te apui să lucrezi cu el sub o formă de genul. Foarte bună întrebare. Și de fapt asta e cheia în parenting. Cu un copil se poate lucra începând din momentul în care spermatozoidul și ovulul s-au întâlnit. De fapt de acolo începe totul. Și pentru că povestea începe din acel moment, ăla e momentul în care poți să lucrezi cu el. Mai mult, poți să lucrezi cu viitorul sau pur și simplu ai o predispoziție, dorești un copil. În momentul în care îți dorești un copil și ești conștient, adică ai ajuns într-o zonă de conștiință și nu aterizează copilul ca și din întâmplare, adică ai fost undeva și ai ajuns să ai copilul, dacă e un act conștient prin care aduci pe lume un copil, poți să te pregătești cu mult înainte să vină copilul, adică poți să ai acea pregătire care se făcea înainte, în care 6 luni, un an de zile înainte, postești, te rogi, cu alte cuvinte te conectezi la spații înalte, astfel încât în lume, pe lume să aduci copii înalți. Se spune că în momentul de față există un mare dezechilibru, nu e neapărat un dezechilibru, este o formă de echilibrare prin părți, adică se aduc, vin în lume copii cu... și cu o altă frecvență, dar și cu mai joasă frecvență, se spune că dacă oamenii s-ar pregăti înainte să aducă pe lume copii, copiii care ar veni și s-ar întrupa, nu numai că ar avea calități înalte, adică capabilități înalte, dar le-ar putea pune și în practică pentru că cadrul sau poarta creată de către părinte este suficient de înaltă vibrațional cât să permită manifestarea sau coborârea acelui duh la întrupare care se oferă, care se aduc atât de mult care, la nivel de transformare globală. Și atunci, în momentul în care vrei să lucrezi cu un copil, lucrarea poate să înceapă dinaintea actului de procreere, 6 luni, un an de zile, în care pur și simplu să lucrezi cu tine, cu partea de agresivitate internă, astfel încât să ajungi și să stai într-o stare de iubire. 2. În momentul în care aduci în lume un copil, copilul să fie fructul iubirii și nu fructul pasiunii. A fi fructul iubirii înseamnă că tu, în raport cu tine, te-ai conectat la tine, cu alte cuvinte, ai depășit granițele și respingerea în raport cu ceilalți, te-ai conectat la tine, te-ai conectat la acel aspect divin din tine, cu alte cuvinte, te-ai conectat la sursă, la sursa iubirii, adică stai în iubire. În momentul în care partenerul face același lucru și cei doi parteneri stau și procrează împreună, actul de procreere sau spațiul în care coboară copilul este deja un spațiu de iubire. De ce? Pentru că în momentul în care spermatozoidul și ovulul se întâlnesc, și ăsta e și motivul pentru care se creează și adicție pentru partea sexuală, este că în momentul în care are loc descărcarea aceea, se deschid cerurile cumva, pur și simplu, într-un termen așa, adică se creează o predispoziție ca actul să fie unul de finalitate, cu alte cuvinte, să apară un copil la întrupare. Și atunci se deschide acel spațiu, coboară o mare cantitate de lumină și de iubire și dacă întâlnește în vasul părinților, adică în interiorul mamei și interiorul tatălui, întâlnesc un spațiu în care există deja iubire și poate să primească mai mult, copilul care se formează ca într-o bulă de iubire. În schimb, dacă tu n-ai făcut, pur și simplu, copilul apare la întâmplare și ai fost la o petrecere și ai mai băut și alcool, mai ești și agitat, ai mai luat și droguri, mai știu ce alte bucurii, ești mai și supărat pe unii și pe alții, ai ieșit dintr-o relație și îl pedepsești pe unul și ai o relație cu altul sau cu alta. Toate aceste forme de emoții creează un spațiu în care copilul apare. Cu alte cuvinte, în momentul în care spermatozoidul și ovulul s-au întâlnit, este momentul în care se creează o punte de legătură între spațiul de duh și acea mică particulă. Da? Acea mică celulă care s-a format. În acel moment, dacă spațiul este unul care să permită o rezonanță foarte mare, celula începe să strălucească. Pur și simplu are un cadru de iubire în care să crească. Dacă este unul plin de agresivitate, furie, nemulțumire, tot ce urmează după este strict o dezvoltare firească, dar în mediul pe care îl oferi. Da? Ăsta e motivul pentru care, dacă stăm și ne uităm la... și plecăm... Nu o să mă ridic pentru acest exemplu, doar o să desenez. Aceasta este o mamă minunată. Da?
în interiorul mamei, să zicem că se află copilul, da? În momentul în care vorbim de un spațiu sau spațiul în care se întrupează copilul, vorbim de faptul că copilul se află la nivel fluidic în interiorul mamei. Asta înseamnă că copilul este înconjurat de câmpul mamei și în același timp este înconjurat de un alt câmp, să zicem că aici este tatăl. Da? Tatăl vine și aduce și el componenta lui. În momentul de față pe piață se spune că responsabil pentru ceea ce o să fie copilul este mama. Există aceste voci frumoase în piață. Atenție, în momentul în care se procrează, sunt două părți care participă. Și în momentul în care sunt două părți care participă, fiecare parte care este participantă la acest proces vine cu zestea lui și mai mult vine cu tot angajamentul pe care îl are în partea de creație. Cu alte cuvinte, în momentul în care vorbim de faptul că copilul se formează, în momentul în care spermatozoidul și ovulul s-au întâlnit, viitorul copil care este aici este la început, cele două substanțe care s-au întâlnit și formează celula. La început este o mică celulă, după care prin diviziune și prin specializare ajunge să se formeze ceea ce o să fie corpul uman cu mai multe corpuri, da? Corpul fizic, corp vital și alte corpuri. Ei, în acest moment, vreau să întreb, cât timp mai avem ca să nu depășesc cadrul, ca să știu încât... Nu depășim, mai avem încă 10 minute. Ok, mă încadrez în 10 minute cu explicația asta. În momentul în care vorbim de acest copil, copilul se află într-un spațiu intern al mamei. Cu alte cuvinte, copilul crește în apă. Se spune că cel mai sau mediul favorabil în care poți să ai tot felul de trăiri și extrasenzorială și de creștere și de dezvoltare sunt mediul salin. Ăsta e motivul pentru care oamenii merg într-un mod inconștient la mare. Și când ajung la mare și stau în mediul acela salin, se interconectează cu toată natura, cu toată creația. Ăsta e motivul pentru care tendința oamenilor este să fugă către mare, dar nu neapărat la piscine, cât să intre în mare, să stea în mediul acela salin. De ce? Pentru că mediul acesta lichid, mineral, oferă copilului capacitatea să se interconecteze la tot ceea ce este. Și ce se întâmplă? În momentul în care copilul se află în interiorul mamei, tot ceea ce mama are foarte multe dinamici, multe relații cu exteriorul. Da? Ea emite continuu către exterior. În același timp, primește foarte mult de la exterior. Ce înseamnă asta? Mama primește semnale din mediu. De exemplu, dacă mama trăiește într-un mediu în care există foarte multă agresivitate, multă judecată, multă teamă, multă tristețe, într-un mediu de birou în care există multă luptă, furie, angoase, stări emoționale negative, presiune socială, lipsă financiară, teamă că o să fie lăsată în spate, că o să fie concediată, faptul că nu și-a salariu și asta ține doar de partea de job, sau că nu-și termină la timp proiectul, sau că au de făcut tot felul de să finalizeze o anumită procedură la birou. Toate aceste presiuni și tot acest stres, stresul acesta vine în interior. De asemenea, dacă, de exemplu, mama trăiește într-un mediu în care merge pe stradă și simte agresivitate în externă, da? Oameni care țipă, mediu merge la casă și vrea să cumpere ceva și persoana din fața ei urlă la ea sau țipă la ea, toată această agresivitate care vine cumva o influențează. Mai mult, în momentul de față, cea mai mare agresivitate vine prin structura de media, chiar dacă nu suntem conștienți de asta. De ce? În momentul în care stă la un televizor și se uită la filme agresive sau cu filme cu multă duritate, în care sunt foarte multe aspecte care nu sunt legate de iubire, sau mergi pe stradă și sunt foarte multe persoane, apropo, asta e un semn de alarmă pe care îl trag, și au brățări la mâini sau tot felul de inele care sunt sub nivelul de frecvență al aurului, că pe aur, de exemplu, acum nu se emite. În momentul în care ai aceste brățări și tot felul de lanțuri, nu faci altceva decât să captezi undele radio care se transmit și atunci toate frecvențele intră în acel metal. Sau dacă ai dinți de metal, da? Plombe și toate astea, captezi semnalele sonore de la radio și de la televiziune, le introduci în corp și, cu alte cuvinte, tu ești non-stop în frecvență sau în acord cu toate canalele de televiziune. Dacă se mai și fac transmisiuni de tot felul, toată acea teamă și frică și furie care ajunge în interiorul tău, ajunge să o primească mama. În momentul acela mama o duce mai departe în mediul ei intern și, atenție, copilul trăiește într-o capsulă. Capsula lui
Mediului este mediul în care trăiește. Dar mediul în care trăiește este legat de faptul că mama primește niște semnale din exterior și ea trăiește o anumită stare emoțională. Vede lucruri în afara ei, adică traversează o stradă, vede un om care vine către ea. Și toată această frică și teamă pe care o trăiește în timp real se devine ca parte integrantă a fricii pe care copilul o percepe în interiorul lui. Cu alte cuvinte, tot ceea ce mama simte și trăiește în perioada din momentul în care spermatozoidul și ovulul s-au întâlnit și până la momentul în care apare loc ieșirea în lumea copilului, este o perioadă în care copilul înregistrează în timp real tot ceea ce mama înregistrează în timp real. De exemplu, dacă mama merge acasă și partenerul nu este acolo și nu este alături de ea și mai țipă și urlă și o respinge, toată respingerea pe care mama o resimte și toată durerea și suferința pe care o trăiește și toată singurătatea, toată lipsa de valoare, toate acele emoții creează lumea în care copilul se formează. Cu alte cuvinte, copilul este înconjurat atât de emoții și sentimente pe partea pozitivă, bucurie pentru că așa, cât și pe partea de negativ. Dacă sunt foarte mult pe negativ, predispoziția acelui copil este să fie un copil extrem de cu o tendință foarte mare de agresivitate, de tristețe, de lipsă de valoare, adică tot tumultul acela emoțional care apare în perioada asta din partea mamei prefigurează ce o să fie copilul. Și asta este prin contribuția mamei. Atenție, în afară de asta, în mod egal, și repet asta, în mod egal, nu e ca și cum doar mama are această responsabilitate și tatăl nu, pentru că copilul este legat prin câmpuri și de mamă și de tată. Tot ceea ce tata simte și trăiește, copilul simte și trăiește. Exact ceea ce se întâmplă și în câmpul mamei, doar că copilul nu trăiește în lichidul tatălui, ci trăiește în lichidul mamei, doar că mediul de formare, da, mediul ăsta intern, este format dintr-un câmp, adică contribuția mamei și contribuția tatălui. Doar că primează mama versus tată în legătura cu copilul. De ce? O să discutăm cu asta, este legătura cu subconștientul care se face prin mamă, prin partea de feminin. În momentul în care tatăl suferă agresivitate, tatăl are foarte mult stres legat de birou, de venituri sau o respinge pe partea feminină care este acasă și merge în relație cu alte prezențe. Tot ceea ce tata trăiește timp de 9 luni de zile, copilul trăiește timp de 9 luni de zile. Nu lipsește nimic. Toate emoțiile lui și toată trăirea lui este aici. Dacă cei doi părinți se resping, de exemplu mama îl respinge pe tată, în momentul acela copilul învață deja în faza de intrauterin că acest membru are nevoie să fie respins. Deja știe. De ce? Copilul se dezvoltă și primul stadiu de dezvoltare este al hărții emoționale. Cu alte cuvinte, copilul integrează și se interacționează prin intermediul hărții emoționale. El nu înțelege mediul în care trăiește, nu poate să-l numească, nu știe că ăla e un perete sau nici nu-l interesează. El interesează cum mă voi poziționa în raport cu realitatea și ce învață. Modul în care se poziționează mama în raport cu realitatea este modul în care copilul zice că realitatea este. Modul în care se poziționează tata în raport cu realitatea este modul în care copilul zice că este realitatea și că așa trebuie să mă comport în raport cu ea. Viziunea tatălui împreună cu viziunea mamei creează o viziune comună, adică creează o viziune formată din două părți și creează viziunea viitorului copil. Ăsta e motivul pentru care, dacă unul respinge pe celălalt, va învăța din fragile copilorie ca să-l respingă pe cel. Și nu știe de ce. Nu știe de ce îți respingi tatăl sau nu știe de ce îți respingi mama. Prin simplu fapt că unul dintre ei s-a respins. Și îți pui întrebarea, bun, dar cum le vindeci pe astea? Se pot vindeca și astea? Toate se pot vindeca. Da? Vreau să spun o întrebare pentru că am întâlnit nu de mult o persoană, fiind o doamnă fiind însărcinată și a avut parte de un accident cumplit în viața ei. A murit tatăl într-un accident când era însărcinată cu copilul într-o lună. Trauma este enorm de mare. Nu știu cât a realizat sau n-a realizat că este afectat copilul, dar din ceea ce îmi spui tu mie aici, mă faci să mă gândesc că într-adevăr este de făcut ceva acolo. Încă nu s-a născut copilul. Super. Întrebare minunată. În primul rând, mama să facă o listă ce reprezintă tatăl. Da? Tatăl, tata, prezența tatălui în viața ei, da? Ce reprezintă pentru el tatăl. Atât pe partea de plus, cât și pe partea de minus. Când pleacă un minus, n-ai nicio problemă, că pleacă acel factor care cumva te-a perturbat, cumva simți o relaxare. Dar, în schimb, dacă există un tată care a jucat un rol important, relevant, asupra în educația ta, în formarea ta și care, în raport cu care poate crea și un atașament de valoare, de exemplu, un tată care ți-a oferit iubire, un tată care ți-a oferit atenție, un tată care ți-a oferit încredere și toate la un loc, în momentul în care tatăl lipsește sau pleacă definitiv,
ai sentimentul că acea bucată din tine nu mai poate să fie la loc și ca și cum nu mai poate fi unită. Dacă asta a fost trăirea mamei, și asta e trăirea mamei în raport cu tatăl, adică pur și simplu are sentimentul că bucățile alea lipsă nu mai sunt acolo și nu știe cum să le compenseze, să le echilibreze, în momentul acela copilul simte că acea parte masculină nu mai este acolo. Cu alte cuvinte, copilul simte golul și trăiește prin perspectiva golului. Și mai târziu e foarte probabil să aibă sentimentul de gol continuu sau că cineva lipsește și să caute non-stop să compenseze acel ceva, fără să știe pe cine caută. Cu alte cuvinte, e foarte probabil ca copilul să caute toată viața, dacă este feminin, să-și caute un partener care să fie similar cu ce a pierdut, și dacă este masculin, să caute să intre în relație cu tot felul de prezențe masculine, nu neapărat pe partea de homosexualism, cum s-ar putea crede, ci pur și simplu să-și caute un tată, fără să-și dea seama că de fapt caută ceva care nu e căutarea lui, este căutarea mamei. Atâta vreme cât mama nu-și echilibrează perceptual plecarea tatălui, și cum se face asta, o să vedem, pentru că o să avem atâta vreme cât mama nu-și echilibrează perceptual ceea ce e legat de tată, copilul va trăi acest dezechilibru. Iată așadar că am ajuns la finele acestei emisiuni, pentru că noi, așa cum a spus Alexandru, va fi un serial, practic. Aici s-a terminat episodul numărul 1. Și dacă v-a plăcut, vă așteptăm să fiți alături de noi și în ianuarie, începând cu primul weekend din ianuarie, pentru că, așa cum v-am spus, aceasta este o emisiune pilot de început, cadou pentru dumneavoastră de sărbători. Dragi prieteni, noi vă spunem un Crăciun fericit, la mulți ani, un an nou în mit mai bun decât cel care a fost și cei care au fost. Și Alex, îți mulțumesc tare, tare mult că ai venit. Că ne-ai spus atâtea lucruri, îți mulțumesc că faci un sacrificiu să vii de la Iași special pentru aceste emisiuni și îmi doresc din tot sufletul ca oamenii să vadă acest lucru și să perceapă așa cum vrei tu toate informațiile pe care tu le trimiți. Stimați prieteni, vă urăm o zi minunată în continuare, o viață minunată și din punctul meu de vedere, cred că este una din emisiunile care trebuiau făcute de mult pentru fiecare din noi. Poate că dacă aș fi avut ocazia să văd mai de mult această emisiune sau să trăiesc învățând, s-au fi schimbat multe și în viața mea. Dar nimic nu e întâmplător. Așadar, sărbători fericite, la mulți ani și mulțumim încă o dată, Alex. Cu mare drag, sărbători minunate și multă iubire.